Nu mai ai timp să ajungi la serviciu. Nu, că n-am nici. Ce-a făcut măsura securitatea mea? Nu știu. Nu ți-a zis? Nu. Păi de ce n-ai întrebat? Poate mai ia de ce, mai e ceva de făcut. Cum să nu întrebi? Noi stăteam imediat cum pleca întrebat. Știam că mai avem treburi de făcut. Ceva? Deocamdată nu ți-am spus ce mai am. Mai am oncologie, consult la sanador. Pe cât? Pe 17. La 5 jumate. Dar nu știu dacă... Dacă? La 5 zi. Parcă așa e. Dacă mă duc, pentru că nu mi ies rezultatele. Păi suni și tu. Ce să sun? Acolo. Și întreb dacă au nevoie și de rezultate. Tu să n-ai bune nevoie. Nu e o problemă. Și în urmă, în fiecare marți, trebuie să mă întâlnesc cu doctorul când îmi termin tot dosarul. Că nu poate să-mi facă operația până nu-mi aprobă comisia operației. Comisia se întâlnește miercuri. Și eu trebuie într-o marți să mă întâlnesc cu el, să-i dau dosarul. Dacă e complet, îmi dă ok. Dacă nu e complet, iar mă întoarce o săptămână, mă întâlnesc. Vedem ce a ieșit. Asta că m-am mai ținut un sfert de oră cu branul la mână. Nu. Că poate leși. Dar rău mie, de obicei, mi-a fost rău după. Tot ce are metalic pe jos. Ce ți-ai dat? Păi mi-am dat, sigur.
după DNA? Asta încerc. Și de ce nu te-ai pus GPS? Să nu ne mai răbdăcim pe acel. Pune-i GPS! Între 7 și 10 zile și la da. Bine, am mâncat la ceva. N-am mâncat nici eu, nici el. I-am spus să oprească undeva să mâncăm. Bine, bine, pa. Ei, dacă mai pui bine, dacă nu, nu, că poate să oprești și el pe drum undeva. Nu mai pune, nu mai pune și lasă că o face mâine. Tu ai alea două bucățele. Bine, bine. Pa, pa. Acolo e linia, la tramă.